În timpul ședinței anuale a adunării naționale bisericești au fost subliniate eforturile Patriarhiei Române pentru continuarea lucrărilor de execuție la Catedrala Mântuirii Neamului. Sectorul Monumente și Construcții Bisericești al Patriarhiei Române a desfășurat în anul 2014 importante lucrări pentru edificarea viitoarei catedrale patriarhale. Astfel au fost finalizate în proporție de 95% lucrările de realizare asupra structurii catedralei, între cotele 0 și plus 9, 70% cele între cotele plus 9 plus 18 și au fost demarate lucrările pentru nivelul plus 18 plus 27. Evaluate în cantități de materiale înseamnă 2578 de metri cub de zidărie, 7788 metri cubi beton turnați, 3909 tone armătură flexibilă, 1715 tone armătură rigidă, 25468 de metri pătrați cofraje și peste 30.000 de metri liniari de suduri. Toate aceste lucrări sunt recepționate din punct de vedere calitativ, iar plățile efectuate corespund stadiilor fizice. Aflați care sunt modalitățile prin care puteți contribui în continuare la ridicarea viitoarei catedrale patriarhale, accesând site-ul catedralaneamului.ro. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești.